Aplauze!
Pană pe față, aplauze pentru Tudor! What were they doing up there?
Do you eat? No. With the bicycle, what were they doing? They are racing. Racing? Do you like the race? Did you enjoy the show? She was picking flowers. Did you see any of it actually? Yeah. Not really. But I want to ride in a bicycle, the big one. But I want to ride a small bicycle. Oh, that's better. Small bicycle I want to ride. Okay. I like the chocolate. What's that? It's chocolate. Chocolate there. And chocolate there. See, what is in the top there? Peanuts. Peanuts. Is icy? What? Is icy? Yes. Yeah. Which is yes? Yes. Look, peanuts in the chocolate. You like peanuts? Mm-hmm. I enjoy. I'm talking peanuts! I'm talking peanuts. Daddy, it tastes like hot chocolate. How does it? Except the hot part. Mm-hmm. No, it doesn't have the hot part. It tastes like hot chocolate. Except it's cold chocolate. Yeah, it tastes like hot chocolate. It tastes like hot chocolate. I'm eating one? Yep. Yum, yum, yum. You eat this. Hot chocolate. Hot chocolate. Hot chocolate. Annie! I put my feet there bigger. It made them big. Yum, yum. I'm dirty. Look. Okay. Well, you can finish it then, Tina. Yeah, in the my house, okay? Oh boy. I think you. But I want to see Maya in the home to Maya. We want to finish the ice cream. So, bye. No, don't go away. Ice cream. I have not done this my dirty mouth. You have a dirty mouth? We can wash it out with soap. But you get one of the daddy. Kill somebody? Yes! They increase? They upped the price. Yeah. They included a all mouth bike. I don't know what that is, what they're calling. All mountain bike. What are you doing? Huh? Oh. You. What do you mean what am I doing? I'm drinking poison. See? No alcohol. No alcohol. Really. Yeah! Same reaction here. No, that's gross. You wanna go see Yay! Who's the winner of the contest? Madeline, hey. You wanna go see who's the winner of the contest? I'm dead, man. I don't think Rammstein. Și concursul de astăzi, pentru că știți că Mogoșa e cum e și de aia venim aici.
pentru că traseul ăsta spargă, care se tot plânge lumea că nu spargi și stai să vezi, de-aia vii să te dai pe Mogoșa, după aia zice le-a dat pe Mogoșa. Pe locul al treilea, cu timpul 6.44, 6.86, din București, Leila Șebel! Leila la primul ei al 9 ani de competiții, 16 ani, e în regulă. Fetele vor primi vouchere de la magazinul OnBike, spray-uri pentru curățat discul de la autoclinic și brățări cu prelocuri sau prelocuri Colex. Locul al doilea, o veche cunoștință tipul 559881 din Bistrița pentru Bistriț Bike Shop și Band și Bicycles, Petra Stădrean! Petra ține steagul sus de ani de zile și vine o face. Aplauze pentru Petra! Și după ce ieri a căzut, s-a lovit la mână, nu știu dacă se dea sau nu, astăzi până la următoare că da, numărul loc de concurs a obținut timpul 5.52.870, se numește Kerekeș Luana, este din Sibiu și se dă pe Turchia.ro. Și la Hardtail premiem 3 poziții. 5.43.77 e timpul obținut în finală de Bogdanel Râmbu din Iași! Pe locul al doilea, 507.027, l-ai lăsat fruntaș, Vlad Buzasu! un timp care nu dă așa pe la nas, la mulți care avem full suspension. Ștefan Codrin Vărescu! Sebastian, uite, așa a venit foarte mult spreava asta de lângă sezonului. Bravo, Sebi! Felicitări! Și a scos 435.886, are numărul 13, se numește Remus Mircea Moraru! Și a niște locul întâi astăzi la junior. După ce au grabat-o de două ori manșa finală, ar fi avut pe vreun timp onorabil și pentru Elite 4.27.36.8 din Bistrița, Matei Moisil! Încă o dată aplauză pentru Cătălin Constantis și juniorul său. Aia are treabă în fost. Locul 2 a muncit ceva la poziția asta, a scos 4.26.538, este din București, zicem slash, Baia Mare, pentru că l-a dat o șancă, zicem Mad Max, se numește Bogdan Ilescu! Aplauze pentru Mad Max! Și câștigătorul de astăzi, la clasa Masters, din 4.29.55 de ani, și pentru Elite. Numărul 50 vine din Târgoviște, stă pe la Brașov și pământul spune au când se dă cu bicicleta, face cele mai multe ture din lume, mai multe decât noi toți de aici la un loc. Gheorghe Florin! Ăștia sunt master și timpul 4.40.29 se dea cu schiurile să prindă prânii din Sibiu. Ștefan Mirescu! Locul al doilea la clasa Open este omul cu autostrada 428448, timpul lui obținut în finală, se numește Pâncăș Divința Galax, este din Cluj! Din locul întâi la clasa Open cu timpul 423972, vine de la Sfântul Gheorghe, se dă pentru Showtime Team și bănuiesc că o să mai schimb anul ăsta încă un cadru pentru că e curios. Vlad Pescaru, a.k.a. Păsărică! Și pentru
câștigat Mary de la Open, clasa Elite cu 20 de participanți. Îi salutăm pe toți. Pe locul al 5-lea, cu timpul 4.06.691, pe traseul de casă, a ieșit încă o tură, așa cum nu credea că o să mai prindă. Se dă pentru Gravity Crew, dă interviu la televizor și o face bine, se numește Adrian Zaharia! În locul al 4-lea, la primul an pe full suspension, timpul 4.06.372, Petru Vereștiuc, numărul 62! Locul al 3-lea, mă, 405.675, nu m-aș fi gândit că o să fie chiar atât de sus în clasament, dar nu e de rău spus lucrul ăsta. Vine de la Mircea Raciuc, a muncit la traseul de la Harghita Mădăraș împreună cu prietena sa, așa ni s-a spus, se dă pentru Surmont de Bike Store, pentru Iron și pentru Track Bicycles. Îl cheamă Dan Marcu și noi spunem Danico! Așa, locul al doilea. Timpul, am avut doi timp sub 4 minute, ăsta e primul dintre ei, pe 56.749 și cumva dovada că dacă ai niște oameni hotărâți într-o zonă, poți să crești sportul. El a copilărit în mountain biking pe aici, pe la Mogoșa, pe lângă echipa Playbike Făgăraș, este din Baia Mare, se numește Ciprian Alexandru Mureșan! Ciprian Mureșan! Pe locul întâi, cu timpul 349.910, rapid ca un Porsche 911, pe traseul de aici de la Mogoșa, se dă pentru Fun Ride și pentru Kronstadt Cycling și pentru Fox Racing în România. Așa, vine de la Sinaia și e teoretic încă junior, se numește Sebastian Rosu! Dar poate să extinzi business și faci și corturi de acum încolo. Oare nu știu, conform legii adunărilor publice, treaba asta trece drept pe consum de alcool în loc public? Dar vă uși voi o bere până acum.